Bună ziua, domnilor și domnilor! Bun găsit la Prim Plan Obiectiv! Eu sunt Loredana Corchi și mă bucur să fiu și astăzi alături de dumneavoastră. În ultimele luni s-au desfășurat ample acțiuni de control la restaurantele din Cluj-Napoca pentru a se verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în domeniu în cadrul activităților de comercializare a produselor alimentare și nealimentare, precum și de prestare a serviciilor alimentare și nealimentare. Astfel, unele au fost închise temporar de protecția consumatorului, până când problemele găsite în urma controlului au fost rezolvate. De asemenea, s-au dat amenzi considerabile. Și astăzi, în prima parte a emisiunii, discutăm despre cum se efectuează, de fapt, aceste controle, împreună cu invitatul meu, pe care dați-mi voie să vi-l prezint. Alături de noi, comisar șef Lucian Rus, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Să rămână, bine v-am găsit. O singură precizare, este Comisariatul Regional. Deci comisarul șef este la Comisariatul Regional, dar este ok, că activitatea principală o desfășoară în Cluj. Deci sunteți șef. Asta am vrut să subliniez. Iar vorbeam înainte cu dumneavoastră că mi-amintesc de discuțiile pe care le-am avut în cadrul emisiunilor. Dornic să informați până la urmă cetățeanul de rând cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are. În cazul acesta, dreptul, da, de a-i fi respectat tot segmentul acesta de consum. Și foarte multe persoane ne-au trimis în continuare întrebări și dumneavoastră primiți tot felul de reclamații. Dacă vă amintiți, la un moment dat am discutat și pe seama reclamațiilor mai dubioase și mai ciudățele. Nu știu dacă încă mai primiți astfel de reclamații, dar cu siguranță sunteți obligați să luați în considerare fiecare astfel de telefon, nu-i așa? Așa este, nu neapărat telefon, sesizările telefonice le luăm în considerare, dar ce este foarte important, este important ca domnilor să depună reclamații, să intre pe site-ul nostru www.anpc.ro. Deja încet, încet instituția se digitalizează, chiar avem un proiect acum pe rol, urmează să fie implementat, colegii noștri o să fie instruiți în cursul săptămânii viitoare, în care vom merge mult mai mult pe partea de digitalizare și mai puțin pe partea de muncă efectivă, inclusiv procesele verbale vom ajunge să le întocmim în sistem digital. Dar munca efectivă și controlul o va face astea, tot omul. Bineînțeles, tot comisarul va face, doar având la dispoziție infrastructura necesară pentru care... Ce să vă spun, este pentru prima dată în ultimii 30 de ani, îmi pare rău că încep cu acest subiect, dar trebuie să spun, este pentru prima dată în ultimii 30 de ani când instituția a beneficiat de calculatoare noi, tablete, telefoane de serviciu, sedii renovate, patru județe au sediile renovate, unul dintre ele este în chirie, dar condiții au la fel. Deci până la urmă colegii noștri au niște condiții de muncă, astfel încât să nu mai fie probleme că nu merge centrala, că e frică, că nu funcționează internetul, că nu merge calculatorul. Vă dați seama, digitalizare nu poți să faci fără să ai o infrastructură bine pusă la punct. Așa este, e nevoie de modernizare, digitalizare, exact. Dar bani pentru acestea nu pot veni și din PNRR, de exemplu? Da, de exemplu, proiectul pe digitalizare este un proiect de 14 milioane de lei, din câte am înțeles, și aici este meritul președintului autorității care s-a zbătut pentru noi. Noi, la rândul nostru, în teritoriu, având rezultate ca domnia sa să poată să justifice ceea ce vrem să facem, deci împreună, până la urmă, știți cum e, ca într-o echipă de fotbal. Atât antrenorul cât și echipa trebuie să tragă în aceeași direcție, pentru că altfel nu ne este niciun rezultat. Altfel vă dați autogol, da. Așa. Dar să revenim la ceea ce spuneați dumneavoastră referitor la controlele pe care le-am efectuat în ultimele luni. Noi în fiecare zi facem controle, chiar vă povesteam și astăzi, am fost la anumite unități de alimentație publică sau alte unități unde avem controlele tematice în derulare sau cercetare reclamații. Dar, în principal, controlele pe partea de alimentație publică au început datorită controversatului ordin pe care îl numesc unii, 201, pe care mulți nu l-au înțeles. Adică, mă rog, dânsii spuneau că e controversat. Ordinul este foarte clar, este în folosul și în folosul consumatorilor, respectiv, consumatorul trebuie să știe ce mănâncă. Da? Adică să vadă pe lângă declarația nutrițională, pe lângă declarația nutrițională, să aibă ingredientele
aferente produsului respectiv. Adică eu vreau să știu câte euri are în produsul respectiv, vreau să văd dacă este carne de porc, este carne de vită, este carne de pui, vreau să văd tot dacă ce înseamnă partea... Dacă n-aș fi alergic la vreunul dintre ingrediente. Exact. Vedeți că foarte multe alerte, dacă ați observat în ultima perioadă, foarte multe alerte pentru anumite produse se referă la anumite cantități din aditiv care au fost depășite. Deci ele sunt permisive, dar trebuie respectată doza pentru produsul respectiv. Și atunci sunt situații în care nu știi de la ce ți s-a făcut rău. Poate unii dintre noi au o anumită sensibilitate la o anumită parte din ingrediente sau la o altă parte din ingrediente. Și atunci am început în prima fază cu partea de consiliere aferent acestui ordin, după care am început să trecem la sancțiuni, inclusiv pentru cei cu platformele de livrare. Pentru că vreau să vă spun că din 2020 încoace, partea de livrare la domiciliu a cunoscut o creștere spectaculoasă. Așa e. Și atunci este important ca ceea ce comand să mă ajungă în siguranță, să nu mă trezesc că s-a umblat în pachetel și mi-au luat un sandwich, mi-au luat un burger, mi-au luat un cola, mi-au luat un Fanta, mi-au luat o apă plată sau ce mi-a mai luat. Sau pur și simplu îmi găsesc pizza răsturnată sau cu lipsă o parte din ea, mă rog. Și asta tot din mediul online, cum vedem și noi, ca să vedeți că totuși ne documentăm referitor la tot ce înseamnă în mediul online aferent respectării drepturilor privind protecția consumatorilor. Dar aceste, facem o scurtă paranteză, aceste controle cu privire la cei care livrează mâncarea la domiciliu, le faceți la solicitare sau în urma unei reclamații? Nu. Deci am pornit acum o acțiune la nivel național. Tot ce înseamnă partea de livrări prin platforme de livrare, avem o bază de date. Chiar dimineață mă uitam la nivelul județului Cluj, că asta ne interesează acum. În ultima lună și jumătate avem peste 111 operatori economici verificați din cei care livrează produse prin platforme de livrare și de asemenea avem identificați și operatorii economici care gestionează flotele, respectiv flotele de livratori. Da? Da. Pentru că ei sunt împărțiți pe zone, pe cartiere, habar n-am, e problema lor cum sunt împărțiți, dar am identificat și aceste firme și urmează în partea a doua să verificăm și livratorii. Până la urmă că sunt două probleme distincte. Una este partea de calitate pe care o livrează unitatea de alimentație publică, cealaltă este partea de prestare serviciu transport, care este operată de către acest transportator livrator, să-i spunem până la urmă. Și atunci vă dați seama că nimărui nu-i convine în momentul în care ți-a ajuns în fața ușii și vezi geanta frigorifică murdară, lovită, ba mai s-a umblat și în mâncare, nu mai ai poftă să mănânci. Așa este. Dar când faceți verificările și controlele la restaurante, practic verificați în primul rând, în urma acestui ordin, pe care, așa cum spuneați unii, l-au numit extrem de controversat, dacă în meniul restaurantului respectiv sunt detaliate aceste preparate? Bineînțeles, păi de aici pornim. Deci ăsta e primul lucru pe care îl verificați. De aici pornim. Adică, să mă ierte Dumnezeu, nu poți să dai o ciorbă de burtă, da? Și la ingrediente să nu ai apă, de exemplu. Da? Sau o ciorbă de burtă la care nu ai burtă în ingrediente, da? Sau o ciorbă de burtă la care nu ai trecuți alergenii. Vedeți, noastră, foarte multă lume, din păcate, are problema alergiilor. Unii știu, alții nu le știu. Și vedeți câte nenorociri se întâmplă în ziua de astăzi. Așa și atunci el trebuie să scoată în evidență ce alergeni are produsul respectiv. Că-i ou, că-i lapte, că-i lactoză, că-i țelină, că-i muștar. Deci, dar trebuie scoase în evidență. Că, de exemplu, unii fac ciorba de burtă, că asta mi-a venit în minte acum, da. Pun în ciorba de burtă țelină, alții nu pun.
cei care pun trebuie să o declare. Deci nu ne mai bazăm pe informațiile pe care ni le furnizează chelnerul, că până la momentul acesta o persoană responsabilă întreba oricum ce așa este, numai că majoritatea unităților de alimentație publică au coduri QR. Și pe codul QR poți să verifici. Dacă, știu eu, nu ai o problemă de tehnică, să spun așa, până la urmă, dacă ai o problemă de tehnică, atunci ei trebuie să aibă și meniul în format fizic. Adică dacă Ruz Lucian solicită meniul la chelner, el trebuie să-l aducă și atunci eu trebuie să mă uit și să văd. Da, domnule, are aia. Și atunci o iau sau nu o iau? În comand sau nu în comand? Deci, despre asta discutăm. Format fizic ajunge unul, că nu o să ceară toată lumea deodată. Dar ai codul QR, te-ai uitat, îți faci comanda frumos și atunci ai rezolvat problema. Majoritatea lucrează deja pe coduri QR pentru că este mult mai simplu. Tocmai apropo de digitalizare și informatizare, toată lumea merge pe ajunge cât mai rapid la o informație. Da? Ori această informație trebuie să fie și la operator economic, dar și pe platforma de livrare. Adică ele trebuie să fie sincrone. Deci și ce există pe meniu operatorul economic, prestator de servicii de alimentație publică, trebuie să fie și pe platforma de livrare. Ca eu să pot alege în cunoștință de cauză, apropo de informare. Că până la urmă, unul dintre rolurile noastre principale este partea referitoare la informare. Când dumneavoastră constatați că lipsește această descriere într-o anumită proporție, poate fi și o mică eroare, că ne dădeați exemplu cu ciorba de burtă, că nu apare între ingrediente apa. Deci chiar puteți de bună credință să credeți faptul că a fost o eroare. Dați posibilitatea restaurantului respectiv, administratorului, să repare această greșeală și reveniți cu controlul sau aplicați amendă pe loc? Deci aici multă lume nu înțelege că de fapt noi facem ce aplicăm cu discernământ. Deci nu ne apucăm să dăm amenzi numai că să ne aflăm în treabă. Că nu are apa, nu este o catastrofă. Dar că nu mi-a trecut alergenii, acolo, da. Acolo este o problemă. M-ați înțeles? Da. Pentru că, Doamne ferește, eu pot să mă duc sau X sau Y sau Z, exact din momentul controlului până întocmesc documentul, se poate întâmpla o nenorocire după care eu răspund. Și atunci acolo trebuie luată măsura, mai ales pentru că acești alergeni, regulamentul european 1169 este din 2011. Da. Deci vă dați seama, e vorba de 12 ani. Deci discutăm, nu discutăm de o lună, două, da? Apropo, tot de partea de informare, urmează din 8 decembrie să intre regulamentul privind etichetarea vinurilor, care tot așa a avut o tranziție de 2 ani de zile, da? Din 2021 până în 2023. Deci iarăși va fi o adevărată dispută și o adevărat, hai să spun până la urmă, întrebări din partea unora sau altora sau interpretări din partea unora sau altora. Și atunci, la fel cum cei din Horeca au numit Ordinul 201 un ordin controversat, la fel o să vină și aici, dar este directivă europeană, regulament european, pardon. Deci, da. Noi trebuie să înțelegem că, odată fiind în comunitatea europeană, trebuie să ne raliem la tot ce înseamnă regulamente care e valabil și în România, și în Spania, și în Franța, și în Italia, și în Slovenia, și în Slovacia, și în Polonia. Așa este, domnule Rus. Dați-mi 3 motive pentru care un restaurant poate fi închis definitiv. Un restaurant poate fi închis definitiv în situația în care în cazierul comercial, în ultimele 6 luni, apar abateri foarte grave care pun în pericol sănătatea consumatorilor. Și atunci, pentru abateri repetate și pentru nerespectarea măsurilor, se poate lua decizia închiderii definitive. Deci noi avem așa, închidere de la 0 la 6 luni, de la 6 la 12 luni și avem închiderea definitivă și mai avem suspendarea activității ca și sancțiuni contravenționale complementare. Vă întreb ca și părere personală, nu vreau să facem reclamă niciunui restaurant, dar a fost controversatul caz cu restaurantul cu preparate din pește și fructe de mare, care a fost închis temporar
în toate locațiile, cumva prin rotație, s-a făcut o mare tevatură. În ce măsură reprezintă o presiune apariția publică a administratorului unor astfel de restaurante, care încearcă să vină cu probe, să spunem, împotriva deciziilor celor de la protecția consumatorului? Deci, singura măsură să se pronunță asupra deciziilor noastre este instanța de judecată. Deci noi nu intrăm în dispute cu operatori economici. Știți foarte bine că am avut și la Cluj 2 sau 3 unități pe care le-am închis. Domnilor au înțeles care este problema și au hotărât să le remedieze și vreau să-i felicit cu această ocazie, pentru că au la ora actuală unități de alimentație publică de 5 stele, așa cum se cere, da? Și până la urmă, acesta este și rolul nostru, pe lângă partea de informare și partea de conformare. Deci, dar oricum se pot opune, ca să știe cei... Da, se pot opune, numai că de o decizie emisă de sancțiune contravențională complementară, până nu o suspendă instanța de judecată, rămâne în vigoare. La fel, foarte mulți nu înțeleg legea 363 privind practicile comerciale incorrecte în relația cu consumatorii, că măsura de încetare a practicii comerciale, chiar dacă este contestată la instanță, nu este suspendată. Este singurul act normativ care are în cuprinsul acestuia mențiunea că contestarea în instanță nu suspendă măsurile dispuse. Da. Și atunci aici se poate merge pe etapa 2, pe partea de suspendare activității. Deci, de aia zic că, din punctul ăsta de vedere, nu, să nu mă înțelegeți greșit. Și mulți ne înțeleg, vai de mine, că vine protecția consumatorului și închide în stânga, închide în dreapta, dă amenzi, face drege. Deci, trebuie să se înțeleagă că noi nu mergem, gata, mă duc la operatorul ăsta economic să-l închid. Da. Nu, asta este... Nu sunteți omul negru. Deci, nu suntem omul negru. Dar, în momentul în care te-ai dus odată și ai văzut că nu și-a făcut treaba, te-ai dus și a doua oară, până la urmă, scopul meu este să protejați consumatorul. Da. Adică vreau să vă spun că atâtea sesizări și reclamații câte am avut în acest an referitoare la toxinfecții alimentare, acum totuși am o anumită activitate în această instituție. Deci sunt foarte multe, dar din păcate foarte multe, dar, astăzi, da. Dar ce se întâmplă? Nu putem noi demonstra dacă a fost sau nu a fost, pentru că aici știți foarte bine, trebuie analize, sunt alte proceduri care trebuie respectate. Dar în situația în care identifici neconformități foarte grave în blocurile alimentare, te pot conduce la situații de acest gen sau mai delicată problema, ca să zic așa, coordonând 6 județe, mai aflu și eu ce se întâmplă, adică mai aflu. Sunt informat, normal, în alte județe și să știți că multe, în cel puțin 3 cazuri din câte s-au întâmplat în acest an de toxinfecție alimentare, s-au datorat unor angajați și, până la urmă, bacile au fost luați de pe mese. Da, iată, deci, domnule Rus. De-aia zic că este mult mai complexă activitatea decât... E complexă și discuția și tare mult mi-aș fi dorit să mai putem discuta astăzi, dar trebuie să reveniți și să ne aduceți informații în continuare. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumesc și eu. Noi trebuie să mergem acum mai departe. Picturile murale vor înveseli fațadele gri din Oradea. Artiști pasionați lucrează la crearea unor imagini de vis. Vor fi decorați aproape 1400 de metri pătrați de zid. Avem și noi niște imagini, vă invit să le urmăriți, după care ne reîntoarcem cu cel de-al doilea subiect. Când îi vârtejul ăsta așa... 4 pictori din Oradea, coordonați de o tânără artistă din oraș, își pun toată pasiunea și maestria la bătaie pentru a crea proiectul Dream Big. Universul acesta ludic am dorit să-l transmitem și privitorilor să se regăsească în acea perioadă a copilăriei. La proiectul Visul Copilăriei au fost acceptați și voluntari de toate vârstele. Pictăm, suntem voluntari. Cu copiii am venit să înfrumusețăm parcul. E cumva o combinație de zi și noapte și îmi place combinația asta. O lume mai bună se poate și dacă o facem toți împreună, e mult mai ușor.
În cel de-al doilea proiect, Anotimpurile Art Nouveau, un pictor din Timișoara se implică în realizarea uriașelor imagini. Se lucrează profesionist, la mare înălțime. Proiect reprezintă 4 figurine. Încercăm să facem arta murală să fie cât mai plăcută pentru privitori. Este o inițiativă bună și apreciez că orașul ăsta încetul cu încetul se dezvoltă și pe plan artistic. Și cred că asta e nevoie cel mai mult într-un oraș. Cultură, educație. Foarte frumos, e o părere foarte bună. E o cultură, e o artă. Deci nu scrisuri peste tot, ci desenat, pictat frumos. E o plăcere să vadă omul așa ceva. A schimbat un pic și fața clădirii și este extraordinar. Oradea devine gazda a 2 proiecte de artă stradală care vor transforma parcările în galerii de artă. Lucrările vor fi inaugurate la sfârșitul lunii noiembrie. Materialele alese pentru realizarea picturilor murale sunt de calitate superioară, pentru ca lucrările să reziste cât mai mult. Și rămânem tot la Oradea, pentru că trebuie să vă spun că locuitorii de aici și zona metropolitană a municipiului vor avea o nouă alternativă de transport public prin realizarea unei rețele de trenuri metropolitane. Proiectul se realizează în cadrul unui parteneriat între Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Oradea Transport Local, Asociația Zona Metropolitană Oradea și Agenția de Dezvoltare Locală Oradea. Și discutăm despre acest proiect împreună cu primarul municipiului Oradea, alături de noi prin Zoom, domnul Florin Birta. Bună ziua, vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația într-o zi foarte aglomerată, din câte înțeleg. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Domnule primar, tram sau train? Trebuie să ne hotărâm, că n-am mai auzit de combinația asta. În România, într-adevăr, nu am prea auzit de această alternativă de transport, dar să știți că în Europa este funcțională și acest sistem de tren și tramvai împreună funcționează foarte bine. De aceea, colegii noștri de la OTL, Oradea Transport Local, și de la Consiliul Județean au fost să viziteze câteva dintre aceste locații în Europa pentru a ști cum trebuie să implementăm acest proiect. Pentru că nu trebuie să inventăm noi roata, ci să vedem unde funcționează și cum să îl implementăm să funcționeze și în Oradea și în zona metropolitană Oradea. Da, s-a observat la Oradea întotdeauna că se preiau modele de bune practici din lume și chiar au funcționat. Vă felicităm pentru asta. Transferul călătorilor dinspre rutier înspre feroviar pare o măsură de sustenabilitate. Este ea și eficientă? Adică fluxul mare de navetiști a fost cumva motivul principal pentru acest proiect? Ca în marile orașe din România, foarte mulți dintre locuitorii orașului Oradea și-au cumpărat proprietăți și s-au mutat în comunele din jurul municipiului, în zona metropolitană. Și atunci, undeva la peste 20.000 de navetiști sunt zilnic care vin din zona metropolitană înspre Oradea pentru a veni la școală cu copii, la grădiniță, la locuri de muncă. Și atunci, pe lângă rețeaua de centuri din zona metropolitană pe care Consiliul Județean le implementează, pe lângă partea de inel 2 metropolitan al municipiului Oradea pe care îl facem ca și primărie în parteneriat cu Consiliul Județean, am spus că acest proiect de tren-tramvai este o alternativă la transportul auto pentru a-i aduce cât mai ușor și cât mai repede pe cetățenii care vin din zona metropolitană în interiorul municipiului Oradea. Și este bine de subliniat aici că acest parteneriat, pe lângă partenerii pe care i-ați enumerat și dumneavoastră, nu se putea realiza fără sprijinul Ministerului Transporturilor, pentru că acest proiect va fi finanțat din fonduri europene pe programul operațional transport. Spuneți-ne în ce stadiu se află acest proiect, cum stați cu studiul de fezabilitate, cât costă și când am putea să beneficiem de el. Acum mă introduc și eu în discuție, orădeancă fiind. Noi în acest moment am făcut acea asociere între Oradea Transport Local, Municipiul Oradea, Zona Metropolitană, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, Consiliul Județean Bihor. Fiecare dintre aceste
entități au făcut un studiu de fezabilitate pe bucata ei de acțiune, nu știu, extindere spre aeroport, ieșirea spre Sânt Andrei, Toboliu Cheresig, Borș, Băile Felix și așa mai departe. Am aprobat săptămâna trecută în ședințele de Consiliu Local din municipiul Oradea și de la Consiliul Județean Bihor aceste studii de fezabilitate. Urmează să înglobăm toate aceste studii de fezabilitate într-un studiu de fezabilitate care le va cuprinde pe toate. Le vom aproba studiul generalizat la finalul anului, undeva în luna decembrie, după care vom depune proiectul spre finanțare. Este un proiect de aproximativ 235 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene. Iar dacă lucrurile vor merge bine, în cursul anului viitor putem da drumul la licitație. Este un proiect care se va realiza în următorii 3-4 ani în municipiul Oradea, deci și în zona metropolitană putem spune că undeva în anul 2027 am putea avea acest proiect implementat și funcțional 100%. Da, mâine, poimine o să vă auzim că ziceți ceva și de metrou, dar poate până atunci se termină la Cluj și preluați modelul de aici. Nu ne mai uităm în alte țări, ne uităm și la noi, în țară, chiar în vecinătate. Dar dumneavoastră spuneați că aveți parteneriate, atât pe conectivitatea rutieră, cât și pe cea feroviară, dar și pe cea aeriană. Cum stăm la zona aeriană, că aici v-ați făcut tot felul de planuri și nu știm în ce măsură le-ați și concretizat? Am făcut din nou acel parteneriat care funcționează foarte bine, fiind un parteneriat corect între Primăria Oradea și Consiliul Județean Bihor. Într-adevăr, aeroportul din Oradea, fiind totuși între trei aeroporturi mari, Cluj, Timișoara și aeroportul din Debrețin, a avut o rămânere în urmă și încercăm încet, încet să-l aducem pe linia de plutire. Consiliul Județean Bihor investește în acest moment în prelungirea pistei de aterizare-decolare într-un nou terminal de pasageri și într-o platformă de garare a aeronavelor, proiecte care se vor finaliza la sfârșitul acestui an. Totodată, parteneriatul pe care îl avem a dus la înființarea companiei aeriene Aeroradea, care în acest moment este în procedura de selecție a unui operator care de anul viitor, din primăvara anului viitor, să aducă 5 curse suplimentare săptămânal între Oradea și București, 3 curse noi între Oradea și capitala Angliei, Londra, plus o cursă charter. Și asta fiind doar începutul acestui parteneriat după finalizarea lucrărilor la aeroportul din Oradea, urmând să continuăm să atragem companii care să zboare de pe aeroportul nostru. Da, stați că acum văd de ce sunteți așa aglomerat astăzi. Primăria Oradea a inaugurat o stație termică geotermală unică în România, așa aceasta, iată, care folosește o metodă combinată de absorție a energiei din apa geotermală, respectiv cu schimbătoare de căldură și pompe de căldură, fiind construită cu fonduri norvegiene în imediata vecinătate a sălii polivalente Arena Oradea. Dați-ne mai multe detalii. Avem în acest moment în execuție 3 astfel de proiecte. Unul a fost finalizat, această stație geotermală pe care am inaugurat-o azi. Ea va asigura energia termică pentru sala polivalentă, pentru Oradea Arena, plus încă 2 cartiere de blocuri din vecinătate, aproximativ 5.000 de locuitori. 40% a fost cofinanțare din fonduri europene, la o valoare de 3,8 milioane de euro. Celelalte 2 proiecte pe care le avem în implementare vor fi finalizate anul viitor, în cartierul Nufărul 1, un proiect de geotermal, și în cartierul Ioșia Sud, un alt proiect de geotermal. Iar, foarte important de subliniat, la finalul anului viitor, când toate aceste 3 proiecte vor fi implementate, 15% din energia termică pe care Oradea trebuie să o asigure într-un an va fi asigurată din apă geotermală.
Da, foarte, foarte important. Domnule primar, pentru că nu ne-am propus să vă ținem foarte mult, vă lăsăm să vă întoarceți la treburile din fiecare zi. Pe finalul discuției, ca și o concluzie, înțelegem așadar, încă o dată în plus, că conectivitatea este extrem de importantă, este un atu esențial pentru fiecare municipiu. Spuneați că lucrați în continuare la tot ceea ce înseamnă aeroport și conectivitatea aeriană. Iată acest proiect de Tramtrain, care deocamdată este unic în România, și infrastructura, pentru că vă bazați acolo, adică marjați foarte mult pe tot ceea ce înseamnă infrastructură. Cum stau lucrările în acest moment, că a fost un pic de nebunie în circulație? Studiile arată că partea de conectivitate este foarte importantă pentru dezvoltarea unei comunități și noi în ultimii 10 ani de zile am investit foarte mult, mai ales din fonduri europene, în partea de conectivitate rutieră. Urmează să investim în partea de conectivitate a transportului public. Într-adevăr, avem în acest moment lucrări în desfășurare care trebuie să închise până la finalul acestui an, pentru că sunt pe perioada de finanțare 2014-2020 pe programul operațional regional. Sunt în lucru 6 pasaje subterane în zona centrului civic. În continuare, circulația este blocată acolo, dar estimăm că undeva în jurul datei de 20 decembrie vom inaugura aceste pasaje și se va putea circula prin ele. Foarte important că după ce un an de zile tramvaiul a fost oprit într-o mare parte a municipiului Oradea, în 11 septembrie am reușit, odată cu începerea școlii, să dăm drumul la tramvai prin zona în care se construiesc cele 6 pasaje și astfel puțin circulația și-a mai revenit din punct de vedere al aglomerației. Dar eu spun că după finalizarea acestor pasaje, de la 1 ianuarie, circulația va reintra normală în municipiul Oradea. Vă mulțumesc, domnule primar, că ați fost astăzi alături de noi. Mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc și eu, la revedere! Noi mergem acum mai departe. Atmosfera sărbătorilor de iarnă se simte deja la Cluj. Târgul de Crăciun începe să prindă contur, copacii îmbracă lumini feerice, iar într-un mic atelier din oraș, trei fete talentate pictează poveștile copilăriei pe globuri sau confecționează ornamente din sticlă de Murano. Acestea dau un farmec aparte bradului de Crăciun. Deja parcă simțim atmosfera. Noi încercăm să vă introducem acolo printr-un material oferit de colegii mei de la Departamentul Știri și apoi revenim aici cu cel de-al treilea subiect. Iarna pe uliță sau Micul Prinț sunt doar două dintre poveștile pictate cu migală pe globurile din sticlă. Cu mult talent, îndemnare și răbdare, Maria dă viață decorațiunilor. Am dorit să aducem diferite teme la viață mai vechi, cum ar fi iarna pe uliță, crearea unui om de zăpadă de către grupul de copii din fața casei. Și ne dorim să facem mai multe evenimente pentru oamenii din Cluj, în special. Pentru mine, cea mai complicată parte e cea de creație. Încerc în fiecare an, aproape toate modele să fie noi, chiar dacă sunt teme care le-am mai folosit, să fie altfel pictate, aranjate pe glob. Iza și Andreea sunt maestre în modelarea sticlei. Din mâinile lor dibace ies ornamente deosebite, numai bune de pus în pomul de Crăciun. Decorațiunile pe care le-am pregătit pentru colecția aceasta de Crăciun sunt realizate din sticlă de Murano, ca în fiecare an, e materialul cu care lucrăm noi. Am pregătit o colecție specială diferită de cea din anii trecuți. Am făcut oameni de zăpadă, îngeraș, tot felul de personaje de poveste, ursuleți polar, cercei cu fulgi, acadele. Durează destul de mult, mai ales partea de creație și până ajungi la produsul finit, partea de încercare, de fapt, până definitivezi un produs, aceea poate dura luni întregi. Cei care le trec pragul atelierului sunt fascinați de creațiile lor. Sunt minunate, sunt deosebite. Ce ați luat azi? Trei globuri, un glob cu băiețelul cu Sania, un glob tradițional cu colindătorii de Crăciun, care este acolo, și încă un glob în variantă mai mică. Eu nu le pot pune în brad pentru că am două pisici acasă, dar îmi cumpăr în fiecare an, le țin în sertar, iar de Crăciun deschid sertarul și voi la ele frumos. Sunt minunate fetele, compun mereu și mereu alte minunății. Globurile dau un farmec aparte Crăciunului? În fiecare an
am luat câte un glob și sunt deosebite. În funcție de complexitate, săptămânal sunt pictate între 20 și 50 de globuri. Universitatea Vârstei a Treia este un proiect de învățare continuă destinat seniorilor din Cluj-Napoca și se desfășoară pe parcursul anului universitar 2023-2024, având sprijinul comunității cadrelor didactice de la Universitatea Babeș-Bolyai și de la alte universități din Cluj-Napoca, pe bază de voluntariat. Aplaudăm de pe acum. Proiectul este realizat printr-un parteneriat între Fundația UBB, Asociația EduNation și Primăria Cluj-Napoca. Scopul este menținerea persoanelor vârstnice active în societate și valorificarea experienței lor în proiecte de implicare în comunitate. Și discutăm despre acest frumos proiect împreună cu invitații noștri. Alături de mine în platou, doamna Amalia Bârza-Lupaș, care este studentă. Bună ziua! Vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația. Și eu mulțumesc pentru invitație. Și părintele Iosif Floriștean, director al programului Universitatea Vârstei a Treia, de asemenea mulțumit că v-ați alăturat nouă. Mulțumim pentru invitație. O să încep așa cu doamna Bârza, pentru că sunt foarte curioasă cum se simte o doamnă stimată la vârsta, o să ne spuneți dumneavoastră dacă vreți, în ipostaza de studentă. Da, eu am vrut să spun de ce am ajuns acum studentă, fiindcă am avut probleme politice. Deja fost de, dată la politică, afară, de la politică pleacă. Da, am fost dat afară în 57, am dat la drept și am fost dat afară din examen, că au depistat că tata e închis. Da, deci ați fost cumva... Da, și toată viața am suferit și am această comparație între mine și colegele mele. Deci tot timpul v-ați dorit să continuați de unde ați rămas. Da. E drept, nu? Și pe urmă am încercat să... Adică am zis că merg la filologie, poate acolo scap, și mama m-a avertizat. Presupunem 1% că vei fi admisă. Dar între timp m-am căsătorit și aveam un copil, zice, cu Dan ce faci? Că în vârf de munte nu o să-l duci. Îl lași aici și te desparte copil, noi veți copilăria. Și așa am ajuns să accept și mie îmi place nouă. Mă implic întotdeauna nouă. Da. Iată ce înseamnă pe parcursul vieții să sacrifici anumite perioade, poate pentru cei dragi, poate din cauza sistemului, poate pentru că nu e momentul de multe ori, dar e atât de important ca la un moment dat, când lucrurile se așează, dorindu-ți toată viața să bifezi ceva, să ajungi acolo și să ți se ofere ocazia, pentru că iată, proiectul acesta este oportunitatea care a ajuns lângă dumneavoastră și care vă face să vă împliniți acum dorința de a ajunge din nou studentă. Părinte, spuneți-ne cum a luat naștere acest proiect și câți cursanți sunt în acest moment la Universitatea Vârstei a Treia? După cum spuneați și în cuvântul introductiv, proiectul acesta se desfășoară la nivel de universitate și altor facultăți, ne-am adăugat și noi Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj. De mult gândeam să ne deschidem porțile spre seniori și am reușit anul acesta, anul 2023, care este proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe ca an omagial al pastorației vârstnicilor și al cântăreților bisericești. Oh, ce frumos! Fiind un an propice, sigur am zis din toamna acestui an să deschidem cursuri pentru seniori. Și după o perioadă de admitere pe bază de dosar, s-au adăugat undeva la 80 de cursanți, dar sigur avem deschidere pentru toată lumea. Da, e un număr semnificativ totuși, adică cererea e mare. Adevărat. Avem un parteneriat cu Centrul de Vârstnici numărul 1 din Cluj, de care aparține și doamna Amalia, și sigur s-au mai înscris cursanți din oraș, din împrejurimile Clujului, și așteptăm și pe alții care doresc să participe. Deci nu avem un număr limitat. Doamna Amalia, spuneți-ne cum se desfășoară o zi de curs. Normal. Nu fac deosebire.
cel puțin eu nu fac tinerii, fac deosebire. Că eu am 13 ani, am un tutore. Da. 13 ani până la 100. Da, mulți înainte. Da, și mie îmi place incredibil. Societatea tinerilor. Studentă la 87 de ani, da. Da, da. Felicitări. În 14 februarie împlinesc 88. Mulți înainte. Este incredibil. Mama a trăit 98 de ani. Fiul meu a zis că nu mă lasă, trebuie să fac 100. 100, nu? Da, da. Gena, și, gena da, e. Și după poliție, până în 76 trebuie să trăiesc. Am înțeles. Pe buletită. Da, vedeți ce înseamnă? Poate că asta v-a motivat, în fond și la urma urmei. Tot ceea ce a însemnat viața dumneavoastră și toate greutățile prin care ați trecut și, repet, sistemul, că acolo v-am... Da, foarte multe greutăți, dar pot să spun acum, de fapt, fac o paranteză. Eu m-am mulțumit toată viața cu puțin și am cerut Domnului puțin și mi s-a dat din plin. Acum sunt foarte fericită. Da, și faceți, iată, ceea ce vă place. Da. Cum se desfășoară activitățile? Ce fel de cursuri se predau? Ne-am gândit... ca pe parcursul unei luni să fie două întâlniri. Două întâlniri cu seniorii și am gândit cam 3-4 cursuri la o întâlnire, undeva la 3-4 ore. Și avem un curs de muzică, meloterapie, susținut de părintele lector universitar Daniel Mocanu. Apoi avem un curs de teologie și împlinire de sine, susținut de părintele decan, arhimandritul profesor universitar Teofil Tia, un curs de medicină terapeutică, susținut de părintele eromonah Paisie Borza, slujitor la mănăstirea Sfânta Elisabeta de aici din Cluj. Mai avem un curs de artă sacră și un curs de studiu Noului Testament și Vechiului Testament, susținut de părintele arhidiacon conferențiar Olimpiu Benea și părintele diacon Stelian Pașca. Aveți un curs preferat, doamna Amalia? N-aș zice. Mergeți cu drag la fiecare, toate vă plac. N-aș zice că preferat. Toate îmi plac. Și relația cu colegii? Aveți colegi acolo? Adică ați renodat anumite prietenii, să spunem că asta se întâmplă, cel puțin dacă e să primim modelul clasic. Păi n-am avut ce renod, dacă nu-i cunoșteam pe niciunul. Nu cunoașteți pe niciunul dintre... Niciunul, dar deci eu... Deci ați format alte prietenii. Da, eu sunt foarte degajută, eu sunt o fire veselă și însuflețesc orice societate. Mă laud orice acum. Studio de televiziune. Mă laud acum. Să știți, sunteți... extraordinară. Spuneți-ne, părinte, evaluarea se desfășoară în același stil în care se desfășoară ea la o facultate obișnuită? Să facem o precizare. Universitatea Vârstea a treia, despre care vorbim și de care eu mă ocup, este diferit de programul la care este doamna Amalia înscrisă. Deci programele sunt total diferite. Da. La noi avem două întâlniri pe lună. Doamna ei este înscrisă la nivel licență, la nivel de zi. Da. Urmând ca la finalul celor 3 ani de studiu să primească o diplomă de licență. Deci așa, seriozitate maximă. Pe care o să-l pună în sicriu. să mai comunic cu lumea exterioară. Păi oricum, glumesc. Sunteți un exemplu, mă gândesc așa, pentru nepoți, pentru strănepoți. Nepoți sunt foarte mândri de mine. În schimb, băiatul meu e foarte reținut. N-ar zice o laudă la adresa mea, Doamne ferește. Dar dumneavoastră, cum ați fost ca și mamă pentru el? Că știți că nu, erau vremurile acelea în care asta cu laudele nu prea funcționa. Nu. Eu am fost prieten cu mama și cu familia, dar în special cu mama am fost prietena. Citeam și în tinerețe, citeam scrisorile, mă confesam ei. Ceream sfaturi, am fost foarte, foarte degajate amândouă și n-am avut secrete. Și așa am fost și copilul meu. Da. Deci dumneavoastră sunteți de părere că omul cât trăiește învață, da? Funcționează cel mai bine. Nu. Eu zic că
omul să se mulțumească cu puțin, că cel de sus îi dă suficient ca să fie mulțumit. Da, iată, e o altfel și, de mentalitate, da. Da, și după mine viața e frumoasă. Cât că au fost așa multe greutăți și arestări și na, suferințe. Da. Eu fac o paranteză, eu am lucrat la Clujana la un serviciu și am avut noroc că în toate comisiile și organizările, cum erau pe vremuri sub Ceaușescu, era neapărat nevoie să fie angajat, să fie să se îngăduie să fie în orice uite ce lapsus am, Doamne. E, lăsați că... Da. Nu, să 2% să fie nemerbrit de partid. Și așa da. Că cei 2% peste tot, în toate comitetele, eram cu 2%. Da, iată. Da, cu toate astea ați rămas de un optimism debordant. Da. Părinte, spuneți-ne atunci, ca să clarificăm un pic lucrurile, pe programul dumneavoastră, cum se desfășoară? Există și, totuși o parte de evaluare sau participarea... N-am gândit o parte de evaluare, ci totul se va solda cu o diplomă de participare la finalul anului universitar. Și evaluare se face pe parcursul cursurilor. Întrebări, da. Răspunsuri, interacțiune cu profesorul. Da, da, da. Cam da, așa da. Am gândit. Păi, eu mai am trei diplome. Mai aveți... Fiindcă eu sunt de la început aproape. De 25 de ani am sărbătorit 25 de ani de la înființarea centrului. Care merge bine, la început n-a fost chiar așa, că nu erau chiar atâtea activități. Acum sunt foarte mulți voluntari. Am făcut și religie și psihologie, miercurea, în fiecare miercurea, și o terminat și teologia și psihologia, Călin Căpăraru. Da. Și avem o coordonatoare a centrului care se zbate. Dar iată cât de important este totuși ca aceste centre de vârstnici să funcționeze, da. Să se implice lumea și, într-adevăr, să înlăturăm anumite mentalități. A fi pensionar nu este o condamnare la moarte și nici nu trebuie perceput așa, de aceea stă în puterea noastră să schimbăm mentalități, așa cum ne preocupăm da. De găsirea elixirului frumuseții și al tinereții. Este studiul, doamna Amalia, un elixir al tinereții? Putem să concluzăm da. Așa? Da. Da, și eu am plăcerea când pot un pesimist să-l scot din trăirea lui pesimistă. Și mă bucur enorm. Ultima mea victimă, să zic așa, e unul care a murit soția lui și am reușit într-o lună de zile să-l fac să zâmbească. Da. Și a fost o plăcere deci acolo, la întâlnirile da, da, de la centrele da. De vârf. Da, să știți că la centru nostru este și gimnastică și kinetoterapie. De da, și da, fizioterapie. Da, dar ăștia sunt angajați. Părinte, angajați. Suntem pe finalul discuției, mai avem câteva secunde. Dacă vreți să mai trimiteți un mesaj, spuneați că îi așteptați oricum pe toți cei care doresc să se mai înscrie. Sigur, în 20 octombrie a avut loc prima întâlnire, a avut loc inaugurarea vârstei a treia în facultatea noastră și vinerea aceasta, în 17 noiembrie, va avea loc cea de-a doua întâlnire a universității și ne propunem ca pe finalul lunii noiembrie să mai facem o întâlnire. Deci să fie două întâlniri pe lună. Pe lună. Noi îi așteptăm pe cei înscriși, pe cei de la centru numărul 1 de vârstnici din Cluj-Napoca și pe cei doritori să-și fortifice da. Credința, da, să socializeze. Vă mulțumim mult că ați fost astăzi alături de noi. Vă așteptăm cu rezultatele de la examene, să știți și să ne prăștiați din bună dispoziția da, dumneavoastră. Da, da, cu rezultatele
Să nu zic că sunteți amăgită de mine. Dar trebuie să... Atunci ce să zic, noi vă așteptăm cu mare drag și vă felicităm tot cu atâta mulțumesc. Drag pentru ceea ce da, am uitat să vă spun că toată activitatea de la centru e o, o luptătoare și, și da. Se agită Mihaela Marcovici. Ați, gata, ați menționat-o, cu siguranță v-a auzit, felicitări și dumneavoastră, mulțumesc că ați stat de noi, doamnelor și domnilor. Mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, să aveți parte numai de bine. Da.